În mai puțin de o jumătate de oră, coaliția va anunța oficial candidatul comun pentru primăria generală. Dacă vor fi prezentate și numele pentru sectoare, rămâne de văzut. Jurnaliștii Digi24 au obținut însă informații pe surse despre ultima variantă a listei comune pentru sectoare. Liberalii ar urma să propună candidații pentru sectoarele 1 și 6, iar socialdemocraților le-ar reveni celelalte 4. În competiție pentru sectorul 1, cel mai probabil va fi susținut deputatul PLN, George Tuță. La sectorul 2, tot un deputat, dar din rândul socialdemocraților, și anume Dan Cristian Popescu. Pentru următoarele sectoare, și anume 3 și 4, pe listă se vor regăsi tot actualii primari, adică Robert Negoiță, respectiv Daniel Băluță. Prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, este încărs pentru sectorul 5 din partea PSD, iar la sectorul 6 ar urma să fie susținut actualul primar PNL, Ciprian Ciucu. Revenind însă la medicul Cătălin Cârstoiu, discutăm acum despre ce șanse are să câștige competiția un candidat anunțat cu doar 2 luni și jumătate înainte de vot, dar și ce surprize ar putea apărea în perioada campaniei. În legătură directă, domn profesor Cristian Pârvulescu, politolog. Bună ziua, domn profesor, vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Din punct de vedere al comunicării politice, domnule profesor, este în avantajul unui partid să își anunțe candidatul cu atât de puțin timp înaintea alegerilor, mai ales fiind un candidat care nu a activat în politică, sau dimpotrivă? Știți, avem în România experiența anunțurilor surpriză. Traian Băsescu, alegerile locale din 2000 la București, a apărut cu doar 2 luni înainte de scrutin, a câștigat alegerile, dar avea notorietate. Era cunoscut ca politician, fusese ministru al transporturilor. În egală măsură, președintele Iohannis, primar al Sibiului, și e adevărat, cu câteva luni înainte, totuși vorbim de 4 luni înainte de alegeri, apare candidat și câștigă alegerile. Nu problema datei este cea mai importantă, ea poate fi rezolvată. Până la urmă, aritmetica ar fi în favoarea celor două partide care îl susțin pe doctorul Cârstoiu. Problema este notorietatea sa și mai ales disponibilitatea alegătorilor celor două partide de a merge într-o asemenea direcție. Partidele, chiar dacă vor face efortul să-și convingă acești alegători, vor avea dificultăți. Spre exemplu, alegătorii PSD, cei care nu sunt înregimentați, sunt simpatizanți, vor avea tendința să voteze cu Cristian Popescu. Piedone, cel care și-a anunțat candidatura la primăria generală. În egală măsură, cei de la PNL ar putea să se îndrepte spre Nicu Șordan, o parte dintre ei. Iată unde este, de fapt, dificultatea, și aici totul ține de calitățile politice pe care eu personal nu le cunosc, probabil că le are ale domnului Cârstoiu. Domnia sa, sigur că este un manager cu o lungă experiență la Spitalul Universitar, dar în ceea ce privește politica, nu are niciun fel de experiență. Asta va fi botezul focului și vom vedea în ce măsură va reuși să convingă. Va fi greu acest lucru, dar pe de altă parte știți pe ce mizează cele două partide, că alegătorii votează și pentru primarul de sector, și pentru Consiliu, și pentru primarul general. Deci se așteaptă ca acești primari de sector de care vorbim și care sunt cunoscuți și plebiscitați, cei 3 care sunt deja în funcție, plus candidații de la celelalte sectoare, să reușească să impună o anumită dinamică care să-l favorizeze pe Cârstoiu. Revin, aritmetica e în favoarea sa, numai că politica și aritmetica nu sunt același lucru. Și pe lângă această competiție pentru primăria generală, știm că între cele două partide, deși formează o coaliție de guvernare, există o rivalitate, în special în teritoriu, este cel mai des resimțită. Credeți că faptul că au ajuns la concluzia de a nu merge nici pe mâna Gabrielei Firea, nici cu numele lui Sebastian Burduja, înclină în sondaje în favoarea PNL sau PSD? Cine a punctat aici la capitolul Imagine? Nu uitați, această comasare a alegerilor, dincolo de discuțiile legate de numărul de scrutine și de problemele financiare, sprijină partidele sistem, ajută partidele sistem, pentru că aleșii locali se vor mobiliza.
aleșii locali ai PSD și ai PNL sunt cei mai numeroși, sunt aproape 80% primarii din cele două partide. Fiecare va profita în măsura în care va mai avea primari. Vedeți, problema PNL a fost acum că foarte mulți primari pariază pe PSD. Dar, apropo, de ce s-a făcut această listă comună la București? Această listă comună la București este un experiment în vederea prezidențialilor din septembrie. PSD a insistat foarte mult aici. Este, de fapt, câștigătorul listei comune de la București. A fost un compromis pe care PNL l-a acceptat. Pe de altă parte, realist, discutând, PNL avea puține șanse să câștige primăria Bucureștiului și alt sector decât sectorul 6 pe care l-a câștigat deja în urmă cu 4 ani. Deci, dacă mă întrebați, cred că PSD este în acest moment mai degrabă câștigat, dar calculele le vom face pe 10 iunie, atunci când vom vedea câți primari are un partid, câți are altul, câți președinți de consilii județene și ne vom da seama de forța lor în teritoriu. În acest moment, forța PSD pare, inclusiv pentru că se află la guvernare, paradoxal, pare să fie mai mare decât, mai puternică decât cea a PNL. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Cristian Bărbulescu. Vă mulțumesc și eu.